Haideți să facem niște carne de pui prăjită în ceaun cu usturoi. După cum vedeți, am aici un pui întreg, o să trebuiască să-l curățăm înainte de a-l porționa la împărlit puțin. Această parte nu o să dureze foarte mult. Am început să-l porționez, o să folosim pulpele, aripioarele, pieptul, spatele, îl vom folosi pentru ciorbă. Asta înseamnă că îl veți pune în congelator sau dacă faceți în ziua respectivă ciorbă, cu atât mai bine. După ce am porționat puiul, am început să-l condimentez după bunul plac, am folosit niște boia, puțin piper, sare, puteți să puneți și niște condimente indiene, turcești, ce vă place. În cea am adăugat untură, am pus cam 500 de grame de untură. După ce untura s-a încins, am adăugat carnea, această rețetă mi-aduce aminte foarte mult de copilărie, atunci când mergeam la bunici și pur și simplu tăiau ei un pui și începeau să-l prăjească și făceau mămăligă cu usturoi, un deliciu. După cum vedeți, am făcut și eu aici un sos foarte simplu din usturoi, sare și apă. Apoi vom începe să întoarcem carnea. Eu am prăjit-o aproximativ o oră. Între timp am făcut și o mămăligă. Am pus la fier 500 de ml de apă, apoi am adăugat 120 de grame de mălai, sare după gust și mămăliga noastră în câteva minute va fi gata. După cum vedeți, carnea arată foarte bine, este simplu de făcut, după părerea mea este cea mai simplă rețetă, dar și cea mai gustoasă. Mămăliga este gata, am scos și carnea între timp. Bineînțeles că a trebuit să pun și niște murături, dacă doriți puteți să găsiți rețetele la aceste murături pe pagină, trebuie doar să intrați la secțiunea video și le veți găsi acolo. Bineînțeles, dacă țineți dietă, nu vă recomand această rețetă, după cum vedeți, este destul de calorică. Deci, dacă vă știți cu probleme de sănătate sau pur și simplu vreți să mai slăbiți, nu faceți această rețetă. Dacă ți-a plăcut acest video, te invit să îl distribui cu prietenii tăi. Îți mulțumesc.